Hai, salut, mă băieți, bine v-am găsit la un nou video. Haideți să facem partea a doua cu Berane, să vedem, poate de data asta avem mai mult noroc. Cu toate că m-aș mira. Deci, 2 mâini. Asta înseamnă 200 de milioane. Vedem dacă de data asta avem mai mult noroc. Bun, hai să vedem. Perla albă. Trei albe. Deci, mă, băieți, până acum demeș total. Nimic. Ia să vedem de nou pe cine. Gol. Tratez goale. Hai să mai schimbăm și ăștia ultimii 2 ani care mai avem pe contul ăsta. Să vedem dacă poate într-un final prindem ceva, ceea ce m-aș mira. Hai. Ori nu am eu noroc, ori nu-i despart de rane. Cu mani înapoi, cam slabe șanse să se scoată. Foarte slabe șanse. Și ultim. Ah, nu bă. Cutie de fier, nu. Sac pe emoțiilor, perlă vișnii, perlă vișnii, cutie de fier, perlă albă, cutie de fier, cutie de fier, piatra însângerată, casetă de lemn, piatra sufletului, piatra sufletului, cutie, perlă, perlă, piatra sufletului, a, ne-a dat o flacără, mă. Bun, am spus să nu mă în 4. Mai avem aici ceva? Nu. Asta nu ne interesează. Deci, pagubă maximă. Da. Și am avut 18 perle, deci ne-a dat 15 perle. Asta înseamnă... Bă, am scos înapoi maxim 2 ani. Dăm 4. Deci... Concluzie, trageți voi. Dacă n-aveți pe ce să dați banii, cumpărați berane și să rezolvă repede. Ia ce pie premetim. Și cam asta e, mă băieți. Asta a fost video. Deci eu nu vă recomand să spargeți berane pentru că ați văzut și voi ce dropare.
Dacă spargeți berane, înseamnă că aveți bani și aveți pe ce să-i dați. Cu asta o să închem video. Vă aștept la un următor videoclip și până atunci o zi bună, mă băieți. Ceau, ceau!